Bună, numele meu este Adina. Am terminat statistica anul ăsta la Academia de Studii Economice din București și am decis că asta ar fi ultima vară fără am luat un job și m-am gândit ce aș putea face interesant. Ei bine, exact ce am făcut și vara trecută, am plecat cu Erasmus, doar că de data asta, pentru 2 luni, am vrut să văd cât de mult pot să ies din zona mea de confort și pot să spun că este cea mai bună decizie pe care am putut să o iau vreodată, pentru că mi-am dat seama cât de mult m-am dezvoltat și ce oameni interesanți pot să cunoști și în afara granițelor și că dorul de casă nu te omoară atât de tare, așa cum am crezut. Iar acum îmi dau seama că nimic nu mai doboară și nu mai e frică de absolut nimic. Sunt aici de 1 lună și jumătate, am făcut lucruri foarte interesante despre care aș putea povesti ore și ceea ce vă încurajez este să plecați, să călătoriți cât de mult puteți și mai ales cu Erasmus, pentru că Erasmus, într-adevăr, asta face. Leagă prietenii, leagă oameni din diferite țări și prieteniile chiar pot rezista. Și pentru mai multe informații, contactați-mă pe pagina de Facebook sau Instagram, vă pot oferi mai multe informații. Doar ieșiți din zona de confort și călătoriți cât de mult posibil.